Dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Cristina Schmidt, psihoterapeut, coach, trainer, membru fondator la International Center Psychogenealogy, profesor asociat la Universitatea București. A susținut mai multe grupuri de psihoterapie transgenerațională, pentru că subiectul nostru de astăzi este cartea lui James Hollis, analist jungian, psiholog, În umbra lui Saturn, despre rănile și vindecarea bărbaților. Și încercăm în această discuție cu Cristina să abordăm și acest subiect, poate mai puțin discutat, pentru că în ultimele luni am discutat mult despre această superbă carte În umbra lui Saturn și despre rănile și vindecarea bărbaților, dar să vedem și într-o altă cheie, și anume dintr-o perspectivă transgenerațională, a traumelor transgeneraționale și mai ales din punct de vedere psihogenealogic, să ținem cont cumva și de traumele pe care străbunii, strămoșii noștri respectiv, nu știu, părinți, bunici, străbunici și așa mai departe, dacă ne uităm la arborele genealogic, le-au avut. Pentru că de cele mai multe ori avem această tendință de a acuza, de a judeca, de a blama părinții noștri și mai ales în relația ca fiu cu tatăl meu pentru faptul că am avut un anumit tip de copilărie sau pentru faptul că am avut o relație disfuncțională cu tatăl meu, fără să ne gândim de fapt că în spatele acestor lucruri s-ar putea să existe o altă traumă, da? O traumă transgenerațională, pe care înaintașii noștri au suferit-o. Și Cristina, aș începe discuția noastră pornind de la cartea lui James Hollis, În umbra lui Saturn. Care sunt rănile bărbaților? Și apropo de aceste răni psihoemoționale, cu ce anume te-ai confruntat în activitatea de cabinet și cum ai regăsit tu acele răni, iată, în cartea lui James Hollis? Bună, Sorin, și mulțumesc mult pentru invitație, onoare, primul rând. Citind cartea și văzând că a apărut o carte ca asta, vine și mi-aduce mie alinare, pentru că de-a lungul timpului, ceea ce am descoperit în practica de psihoterapie a fost că și bărbații suferă. Nu că n-aș fi știut lucrul ăsta, dar stătea undeva într-un plan 2, nefiind tratată ca o problemă, ca o parte care trebuie luată în seamă. Când spun asta, la ce mă refer? Cele mai multe exemple în lucru terapeutic, noi l-am primit pe linia feminină. Femeile care au avut diferite traume, femeile care au suferit diferite traume și mai ales transgenerațional. Acest focus, această concentrare pe partea femeilor a fost posibilă și pentru faptul că ele au avut o deschidere mai mare. Cultural vorbind, femeile se pot deschide în legătură cu emoțiile lor, ele fiind, poate, clienții cel mai des întâlniți la terapie. Nefiind așa unanim acceptată prezența bărbaților în terapie, unde, bineînțeles, urmau să se deschidă și să vorbească despre partea lor emoțională. Ei bine, după ce am început să lucrez cu bărbații, aplicând ceea ce știam sau modelul de intervenție și grila de citire a suferințelor, ceva lipsea sau mie îmi lipsea în toată povestea asta. Și pe măsură ce am analizat toate aceste întâlniri, mi-am dat seama că ceea ce îmi lipsea era ceva care, inclusiv eu, eram blocată sau, mai degrabă, sufeream de contaminarea prejudecăților legate de bărbați, și anume că bărbații ori nu suferă, ori ei pot duce mai bine toate lucrurile astea. Când mi-am dat
libertatea de a gândi dincolo de limitele învățate, deja sufletul bărbaților părea un spațiu atât de plin de răni, de suferințe și mulți dintre ei, dacă au apucat să se deschidă, după aceea au stat cumva cu rănile alea neexplorându-le, fiind și ei la rândul lor contaminați de această prejudecată, bărbații nu plâng, bărbații nu suferă, iar dacă suferă sunt niște oameni slabi. Încă întâlnesc bărbați tineri care vorbesc despre faptul că am ajuns să fiu un bărbat slab. Când îi pun să explice acest lucru, spun, am ajuns să plâng. Faptul că ei dau pe afară uneori, nemai putând gestiona suferința pe care o duc, ei consideră că sunt slabi. Și am confruntat fiecare bărbat în parte și îi pot confirma dacă vreodată ascult această înregistrare, le spun cât de multă normalitate, cât de multă sănătate exprimați cu acest lucru. Iar slăbiciunea nu se încadrează aici și redefinesc cu ei ce înseamnă a fi om puternic și om slab. Crezi că fac lucrul acesta pentru că nu își expun, hai să zicem, vulnerabilitatea, pentru că se vorbește în ultimul despre timp foarte mult exact despre vulnerabilitate și de cele mai multe ori, din păcate, vulnerabilitatea este cumva asociată cu slăbiciunea unui bărbat. Exact. Nu fac chestia aceasta de rușine, dezvoltând acest sentiment de rușine, de vinovăție care le-a fost inoculat de către părinți, de către, nu știu, mentori, profesori, de către societate, în ultimul rând, da? Da, exact. Bărbații nu își arată emoțiile. Da, femeile le pot arăta, da? Bărbații nu au voie. De unde și noi ne folosim de această expresie foarte uzitată, bărbații nu plâng niciodată. Băieții nu plâng niciodată. Da. Aș adăuga un singur lucru la ceea ce ai spus mai devreme, faptul că nici măcar nu știu cum să o facă, pentru că ei nu au decât modelul feminin de expunere a sentimentelor. Ori partea asta vine din lipsa unui model sănătos de exprimare a suferințelor. Ei bine, diferența dintre oamenii puternici și slabi, ca să las aici și partea asta, toți oamenii suferă, dar diferența dintre cele două, dacă am putea să le numim categorii, este cea legată de soluțiile pe care le adoptăm să mergem mai departe, eventual. Și dacă ar fi să spun exact cum simt eu acest lucru, există oameni puternici și oameni care încă nu și-au validat puterea. Fie ei bărbați, fie ele femei. Și în clipa în care am adus în discuție această idee cu bărbații cu care am lucrat, foarte mulți nu înțeleg, spun, cum adică? Numai bărbați puternici, că știu eu, nu știu câți care sunt slabi. Nu, nu și-au validat încă puterea. Deci asta ar fi partea legată de vulnerabilitatea care încă nu are un model pentru a fi gestionată. Atâta vreme cât bărbații încă suferă de niște afecțiuni care pot fi puse în legătură, într-o interpretare extinsă, pot fi puse în legătură cu această vulnerabilitate pe care ei nu și-o pot exprima. Iar baza bazelor în suferința bărbaților o reprezintă frica și față de ceea ce găsim în carte, aș spune și tristețea, durerea pierderilor. Frica pentru că nu este permisă a fi manifestată încă de când sunt mici. Băieții sau băieții lor în general nu le este permisă frica. Și abia pe urmă nu le este permisă tristețea.
Frica, deși este un sentiment atât de sănătos și care, odată învățat cum să fie gestionat sănătos, băieții, mai târziu bărbații, respectiv adulți fiind, pot gestiona situații care țin de pericol. Orice pericol împotriva vieții lor sau a familiei lor. E bine, cam asta este, să spunem, introducerea legată de, de suferințele bărbaților, ce cauzează și care sunt ele cele mai puternice. Ce răni transgeneraționale sunt prezente în rândul, în rândurile bărbaților? Și aici mă refer la ideile lui Hollis, care spune că cea mai mare frică, tot vorbeai de frică mai devreme, cea mai mare frică a bărbatului modern, bărbatul zilor noastre, nu este frica de moarte, ci frica de viața netrăită. Mm-hmm. Și aici se referă la propria viață netrăită, dar bineînțeles și la viața netrăită a tatălui. Ce părți din viața tatălui trebuie eu ca fiu al său să integrez și să-mi înțeleg tatăl? Pentru că am avut de curând un curs la Fundația Calea Victoriei cu o carte foarte dragăție, Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri, și vorbeam despre călătoria eroului și bineînțeles că vorbim despre călătoria eroului al Joseph Campbell, am amintit și de Hollis cu În umbra lui Satur și de Robert Bly, Iron John, Redobândirea masculinității și cele 8 etape frumos, dar... ale devenirii, în care toate converg spre aceeași, cumva aceeași idee. Cât de bine ajungem noi ca fii să ne înțelegem tații și frustrările lor, da? Și nemulțumirile lor adunate de-a lungul unei vieți. Poate unele neîmpliniri personale, poate niște visuri care nu au fost împlinite. Toți avem exact anumite visuri, da? Exact. Poate o carieră neîmplinită, da? Dacă ne gândim din punct de vedere profesional. Poate chiar relația cu partenerul de cuplu. Adică sunt multe motive în viața unui bărbat, multe motive de acumulare a frustrărilor și a nemulțumirilor și de transmiterea acestor pattern-uri disfuncționale. Exact. Aș lua întrebarea ta cât de mult, cât, în funcție de cât de mult ne înțelegem, ne conținem tatăl ca bărbați Exact. Sau bărbații își conțin tatăl, că nu vreau să vorbesc din perspectiva unei femei, în funcție de cât de bine își conțin tatăl cu toate neîmplinirile, suferințele și cu toate durerile lui, noi, bărbații, devin niște tați mai sănătoși și mai compleți pentru fiii lor. Un tată neîmplinit, un tată limitat în expresia lui masculină, un tată limitat în exprimarea sa emoțională, un tată care nici nu mai are posibilitatea să fie un exemplu și un antrenor pentru fiul său, și o să explic imediat la ce mă refer. Da, în clipa în care el are momente de, de contabilitate a suferințelor și a neîmplinirilor, fiul, în mod inconștient, preia aceste dorințe și încearcă să le împlinească. Încearcă să le împlinească așteptând inconștient și, de fapt, așteptând să primească validarea tatălui și aprecierea tatălui. Noi avem nevoie, cu toții, femei, bărbați, fetițe, băieți, femei, bărbați, avem nevoie de validare atât a mamei cât și a tatălui, dar de validări diferite.
Iar băiatul, pentru a deveni un bărbat complet în interiorul său și în exteriorul său, are nevoie, în mod special, de validarea tatălui la un moment dat. Ori tatăl care acum este expus unor griji, unor activități care îl țin departe fizic de băiatul său, el are nevoie să-și acorde timp special pentru a fi cu fiul său. Exact ca în carte, da, în umbra lui Saturn, una dintre ideile pe care încearcă să le transmită această carte, da, este legat de modelul vechi sau modelul pe care tații îl aveau de transmitere a autorității paterne, a validării paterne, cum munceau împreună, copiii mergeau și munceau împreună cu tatăl lor. Ori nu trebuia să-i acorde un timp special fiului pentru a spune, uite, și de acum te învăț nu știu ce. Tatăl mergea cu fiul la pescuit, la câmp, la reparat nu mai știu ce în curte. Vânătoare, și ce-o mai fi pe acolo? Vânătoare, exact. El prelua din mers acest model, cum să se comporte, cum să-și gestioneze toate trăirile, comportamentele. Primea antrenamentul fizic, efectiv, capacitatea lui de a rezista și frustrărilor și tensiunilor. Chiar cum să-și gestioneze fricile, da? Principala problemă expusă în carte. Ori, acum tatăl are un serviciu, un angajament care îl ține departe de casă atâta vreme, iar fiul crește grădiniță, școală, after school și așa mai departe și el are nevoie să fure momente și să le integreze cum poate. Ori un tată ajuns acasă, obosit după o zi întreagă de lucru, de concentrare și să nu mai spunem de partea relațională, un șef care la rândul lui își varsă da pe el toate frustrările. Când vine acasă, vine un om încărcat de toate problemele astea și pe lângă faptul că nu mai are disponibilitate pentru a face ceva cu fiul său, este vrea posibil liniște să... totală. Vrea liniște Da, totală. Să ca să le n-aud facă. Nimic, da? Sunt Exact. obosit, nu vreau să vă aud. Iar fiul care are o foame și de tată, Exact. da, el E nu-și confuz. ia hrană. E confuz, dar există și un pericol amintit în carte foarte bine. Ajuns obosit acasă și vrea liniște, dacă este foarte încărcat emoțional, e posibil să-și verse toată furia pe fiul său. Iar fiul să preia toată această frustrare. Acum, pentru că vorbeai și despre această moștenire transgenerațională, spuneam că moștenim, pe de o parte, modelul de gestionare a trăirilor, modelul de gestionare al vieții. Doar că în epoca actuală există o deschidere din ce în ce mai mare legată de discutarea acestor suferințe. Și cred că punctul cheie, l-am mai spus într-un alt loc, punctul cheie în istorie îl reprezintă momentul în care Basel von der Kolk, pe care deja îl cunoaștem cu toții, inițiază diagnosticul de sindrom post-traumatic, PTSD. De ce? Pentru că el s-a concentrat pe suferința pe care bărbații o trăiau în urma traumelor din război. Și ăsta e un moment cheie pe care eu îl consider, habar n-am, poate că avem nevoie să studiem mai bine partea asta, momentul în care bărbații au voie să vorbească și sunt conținuți în suferința lor. Sunt văzuți acei bărbați care, indiferent câte pachete de mușchi au, câte experiențe au suferit în războaie, ținând nu știu câte arme în mână,
sunt și cei care au un suflet. Sufletul lor nu a încetat să primească informația și să o prelucreze atât cât le-a fost permis cu instrumentele pe care le-au avut la dispoziție. Așa că eu mă bucur că ați scos această carte care dă mai mult glas și bărbaților. Bărbații au nevoie să vorbească despre suferințele lor și să-și găsească formula în care se simt confortabil cu această exprimare. Nu se poate, este afectată sănătatea lor, este afectat echilibrul lor psihic. Așa că... Chiar asta vreau să te și întreb, care este plus valoarea acestei cărți? Sau, iată, în peisajul editorial românesc, prin traducerea acestei cărți, ce aduce nou James Hollis ca analist junghian și, bineînțeles, perspectiva junghiană, da, asupra rănilor bărbaților, pentru că până la urmă și titlul acestei am fost întrebat, titlul acestei cărți, În umbra lui Saturn, este o figură de stil, o metaforă. Este vorba despre acel zeu care își devorează, da, proprii copii, crezând că acei copii vor să îi ia puterea. Și din cheie junghiană, James Hollis vorbește și despre aceste lucruri, amintind și despre complexul lui Oedip și despre relația oarecum incestuoasă mamă-fiu și felul cum privește această relație tatăl. Tatăl, exact, ca tată la rândul meu și de fată și de băiat. Recunosc că m-am surprins pe mine, da? În această reacție, normal, având poate o relație ceva mai apropiată cu fiica, și astea le-am văzut de-a lungul istoriei și asta se și știe ca tipare, da? Mama este cu fiul, tatăl este cu fiica, da? Într-o relație poate mai apropiată. Și atunci, cum privește fiecare? Cum privește mama, de exemplu, relația tată-fiică? Cum privește tatăl relația mamă-fiu? Locul tatălui în relația cu mama după nașterea copilului, când dacă acesta este băiat, este luat de fiu și mama nu-i mai acordă tatălui aceeași atenție, adică soțul, aceeași atenție pe care i-o acordea înainte de nașterea băiatului? O, Doamne, câte întrebări grele! Sunt doar idei, nu sunt întrebări, sunt doar idei. Da, sunt niște idei din care, da, se pot dezvolta atât de multe lucruri. Odată cu venirea pe lume a fiului, multă vreme și încă nu am nicio cercetare, nicio statistică, dacă... Mă rog, continuă această poveste. Venirea pe lumea fiului avea mai multe semnificații. Pe de o parte, rolul de a duce numele neamului mai departe și cu ocazia asta apărea și responsabilitatea cu care era însărcinat băiatul. Tu preiei deja toate tradițiile și moștenirea familiei noastre. Da, duci toate moștenirile pe linia paternă prin numele neamului. Faptul că venirea unui băiat pe lume vine și cu niște așteptări pentru acest fiu, naște o anumită dinamică în familie. Acum depinde și al câtelea copil este, că dacă vine ca prim copil, este o dinamică, ce se întâmplă dacă vine ca al doilea, ca al treilea sau al patrulea în urma unui șir de fete. Apoi, bărbatul, așa cum el este așteptat ca să ducă mai departe această moștenire a neamului pe linia bărbaților, este privit mai mult sau mai puțin ca un obiect. Este deja limitat în ceea ce el urmează să exprime. Apoi, mama, care prin instinctele sale materne, da, încearcă să-și țină cât mai aproape copilul ca să-l hrănească din toate punctele de vedere,
Ea știe ceea ce urmează. Vine momentul în care copilul, băiatul, ar trebui preluat de tată pentru a primi cumva energia, instrucția, modelul, comportamentul. Inițierea. Că tot vorbește Exact. Iron John Inițierea. În Robert Bly în Iron John, ceremonia de inițiere, faptul că îmi place foarte mult și paralela aceasta și legătura dintre aceste două cărți, între Iron John și Da, Lunda cred că lui merg Saturn. împreună. Cine Exact, le merg citește împreună să le pentru că citească de împreună. cele în cartea În umbra lui Saturn, Jay Hollis face foarte multe referiri la Robert Bly și la Iron John, inclusiv la la Joseph Campbell și la Eroul cu 1000 de chipuri. Faptul că în societățile arhaice tradiționale, ceremonia aceasta a inițierii tânărului, adolescentului, puberului, cum vrem noi Dacă să-i era spunem, exact la trecere era sfântă. Da? Exista un întreg ceremonial, ritualuri în care bătrânii înțelepți ai comunității, ai satului, împreună cu tatăl fiului respectiv sau fiilor, că erau mai mulți, da? Erau nu doar ceremonii particulare, erau și ceremonii colective de inițiere a celor băieți, adolescenți. În lumea modernă se resimte lipsa, Exact. Și nu lipsa se mai acestor face modele. trecerea, este totul blurat, pentru că nu ai niciun moment cheie prin care Exact. tu să-i marchezi trecerea de la o vârstă la alta, de ce e necesară, pentru a conștientiza ce înseamnă noua vârstă, noua etapă de viață. Ori ceremonia nu mai există, cum spuneai, nu mai marchează și prin aceste ceremonii erau clar însărcinate noile responsabilități, iar rolul mamei era diminuat, mama știind că fiul iubit, da, intră într-o nouă etapă în care el are nevoie să se rupă de ea și că el în noua etapă, da, suferă de pierderea protecției mamei, dar intră într-o etapă în care beneficiază de protecția bărbaților într-o anumită formă. Da, dinamica asta de-a lungul timpului s-a schimbat, nemai existând aceste ceremonii. Dar întorcându-mă la ce îmi spuneai mai devreme legat de dinamica familiei, atunci când femeia, știm, nu este, nu trăiește sentimentul sprijinului ca membru al echipei creșterii copilului, ea devine din ce în ce mai protectivă, încercând să suplinească și contribuția tatălui. De aceea ajunge să fie totul acaparatoare, sau e posibil să ajungă să devină acaparatoare în relația cu fiul și cumva să-și găsească compensația pentru toate neajunsurile din relația cu bărbatul. Pe de altă parte, bărbatul care nu are un model, cel puțin așa recent, de manifestare a paternității într-un mod sănătos, el se vede dintr-o dată izolat, respins, se trezește într-un triunghi sau poate mai mulți, depinde câți copii au venit deja pe lume, în care nu știe cum să-și găsească locul și sunt foarte puțin discutate în cupluri noul loc al bărbatului, cum ne împărțim responsabilitățile. Sarcinile, da. Astfel încât și el să nu fie a nu știu câta roată la Roată la căruță. căruță. Da. Marginalizat. În afară de asta, el rămâne, bărbatul rămâne chiar și în epoca actuală cu o contribuție sau cu așteptarea contribuției lui majore pentru susținerea familiei, inclusiv cea financiară. Ori el încă o dată se simte obiect în toată povestea asta, nu se mai simte subiect, frustrarea este din ce în ce mai mare, de aceea întâlnim bărbați din ce în ce mai, respingând din ce în ce mai mult propriul fiu.
acuzându-și probabil partenera de izolarea lui sau faptul că nu se mai poartă cu el în același fel în care se purta înainte, ceea ce este firesc, doar că ei, dacă nu lucrează ca echipă, asta se întâmplă. Și să nu uităm că mai există un lucru apropo de moștenirea transgenerațională, odată cu venirea pe lume a fiului, tatăl trece prin emoțional, trece inconștient prin toate suferințele pe care le-a trăit el în momentul venirii lui pe lume. Sunt activate toate amintirile din memoria emoțională, memoria corporală. Este o frământare, o muncă în sufletul bărbatului pe care dacă noi ca femei o negăm, nu facem altceva decât să izolăm din ce în ce mai mult femeile. Acum vorbesc din punctul de vedere al femeilor. Sau mai degrabă un mesaj către femei. Bărbatul trebuie să învețe de asemenea cum să ceară toate aceste lucruri, cum să fie conținut. Pentru că, iar bărbații nu știu cum să ceară să fie conținuți emoțional. Când mie mi-este frică, eu nu am voie să-mi exprim frica, voi fi considerat un bărbat slab. La naiba, cum să nu-ți fie frică atunci când ai o vârstă, să spunem, între 50 și 60 de ani, când performanța ta este puțin modificată în ceea ce faci și serviciul tău este în pericol, ești în pericol să pierzi serviciul. Practic, tot rolul tău major, da, de a susține familia financiar, în mod special, sau de a susține toți membrii familiei, eu nu spun că femeia nu susține, dar rolul ancestral moștenit și știm care sunt așteptările din partea societății, da? Să fii la o asemenea vârstă și să fii în pericolul ăsta și să nu-ți exprimi frica, lăsând să te macine pe dinăuntru, ce scoți afară? Scoți foarte multă agresivitate. Exact, furie. Da, este normal să-ți fie toxică. Frică. Da, și la o vârstă la care, după cum știm, este foarte greu să-ți găsești un nou job. Da, el este într-un pericol foarte mare la acea vârstă când, dacă ne uităm la pasajele vârstelor, femeia este într-o plină vervă, acțiune și energie. Și de aceea, frica, ea trebuie conținută, ei trebuie să învețe, bărbații trebuie să învețe să-și ceară această parte din partea femeilor și femeile au o datorie să-i conțină. Mulțumesc foarte mult, dragii noștri, a fost alături de noi Cristina Schmidt, psihoterapeut, coach, trainer, membru fondator International Center Psychogenealogy, profesor asociat la Universitatea București. Am vorbit astăzi despre James Hollis și despre cartea sa În umbra lui Saturn, dar aș mai menționa eu și Robert Bly Iron John despre etapele dobândirii masculinității și ale maturizării emoționale. Două cărți, așa cum spunea Cristina, care merită foarte citite valoros. Împreună. Mulțumim din suflet, Cristina Schmidt, și vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi. Lectură plăcută și o zi minunată în continuare. La revedere, numai bine! Mulțumesc mult!